În data de 1 martie, anul curent, în jurul orei 19:10, s-a prezentat în punctul de trecere a frontierei Siret, pe sensul de intrare în țară, un cetățean ucrainean care conducea un automarfar cu semiremorcă pe ruta Ucraina-România. În baza analizei de risc, polițiștii de frontieră împreună cu lucrătorii vamali au efectuat un control asupra autovehiculului, persoanei și bagajelor. Astfel, a fost descoperită ascunsă în vederea sustragerii de la controlul vamal în cabina automarfarului cantitatea de 1000 de pachete cu țigarete de proveniență ucraineană. Țigaretele în valoare totală de 1.500 de lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 10.000 de lei. Totodată, împotriva cetățeanului ucrainean s-a instituit măsura interzicerii intrării în România pe o perioadă de 5 ani. De asemenea, în data de 1 martie anul curent, la nivelul sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeului, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, s-a desfășurat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigarete în zona de competență. Astfel, în jurul orei 23:15, polițiștii de frontieră au observat în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității Valea Vișeului, județul Maramureș, trei persoane care se deplasau de la frontiera de stat spre interiorul țării, transportând în spate colete voluminoase. Polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea persoanelor, efectuând somații prin voce, moment în care aceștia au abandonat coletele și au fugit spre teritoriul statului vecin. Totodată au fost anunțate despre eveniment autoritățile de frontieră din Ucraina, în vederea cercetării în comuna cazului. La fața locului au fost descoperite 6 colete care au fost transportate la sediul instituției, unde în urma inventarierii s-a constatat că sunt 3000 de pachete cu țigarete de proveniență ucraineană. Țigaretele în valoare de 35.100 de lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, precum și pentru documentarea întregii activități infracționale.